Florin Badea alertă la o tabără sportivă din stațiunea Borsec, județul Harghita. 13 copii au ajuns de urgență la spital noaptea trecută cu suspiciune de toxi-infecție alimentară. Mai multe echipaje au intervenit la solicitarea profesorilor după ce copiii au început să se simtă rău. Elevii au fost transportați cu ambulanțele inițial la spitalul din Toplița, iar cei mai gravi dintre ei cu autospeciala de transport a victimelor multiple la spitalul din Miercurea Ciuc. Autoritățile au și demarat o anchetă pentru a stabili produsele consumate de copiii care ar fi putut să le provoace îmbolnăvirea și stăm de vorbă în această dimineață cu Alina Maria Ciubotariu, capitan, purtător de cuvânt ISU Harghita. Să rămâne, bună dimineața! Bună dimineața! Remarcăm așadar, iată, mobilizarea colegilor dumneavoastră pentru acest incident, ceea ce ne duce la gândul că a fost o situație sau rămâne o situație extrem de periculoasă și ne gândim să vă întrebăm ce a determinat până la urmă această intervenție de amploare a colegilor dumneavoastră. Într-adevăr, la fel cum ați precizat dumneavoastră, noaptea trecută, la ora 23:15, prin numărul unic de urgență 112, am fost informați despre faptul că 13 copii, aflați într-o tabără sportivă în stațiunea Borsec, prezintă simptome de intoxicație alimentară. Imediat la fața locului s-au deplasat trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Harghita și echipajul SMURD din cadrul gărzii de intervenție numărul 3 Corbu. Cei 13 copii au fost evaluați medical, fiind preluați și transportați inițial la Spitalul Municipal din Toplița, de unde, de acolo, 6 din cei 13 copii au fost preluați și transportați cu autospeciala de transport personal și victime multiple la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Miercurea Ciuc. Ce putem spune despre starea copiilor în aceste momente, starea medicală? În aceste momente, starea de sănătate a lor este mult ameliorată față de momentul solicitării. Capitan Alina Maria Ciubotariu, purtător de cuvânt ISU Harghita, alături de noi în această dimineață. Mulțumim foarte mult!